Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de Tine. Ți s-a întâmplat și ție să încerci să comunici cu cineva și să se ajungă la ceartă și violență? Cum putem să comunicăm fără să ne trezim în fața unor gică contra? Care este raportul corect dintre pretenții și cerințe? Răspunde Claudia Marinescu, psiholog, în câteva momente. Numele meu este Alina Iloi și te invit să rămâi alături de noi pentru a pune întrebările pe care le dorești, ca mai apoi specialistul să-ți răspundă. Pentru că la Alături de Tine, tu pui întrebările. Am revenit în platou, dragii mei, și tare mult mă bucur că și în această săptămână începem împreună această ediție la Alături de Tine, pentru că asta este joi, într-adevăr, dar de fiecare dată când filmăm Alături de Tine am senzația că parcă totul o luăm așa de la început, ca să aflăm lucruri noi, să putem să le integrăm în viața noastră și să putem să avem o viață mai bună și mai fericită. Ne-am obișnuit deja la Alături de Tine cu tradiții, așadar o să aflăm ce ne transmite calendarul motivațional pentru ziua de astăzi. Simplitatea le permite inimii și minții să fie împăcate. Așa descoperi minunile care zac în tine, spunea Pam Brown. Foarte frumos și citatul din această seară, am să-l mai citesc încă o dată, să-l reținem, pentru că, iată, simplitatea le permite inimii și minții să fie împăcate. Așa descoperi minunile care zac în tine. Deci, atât inima cât și mintea trebuie să fie împăcate, astfel încât să descoperi ce minuni zac în tine. Pentru că sunt convinsă că toți oamenii au câte cel puțin o minune care zac în ei. Tot ce trebuie să facă este să se descopere, să poate să se reîntâlnească cu sinele și să afle care sunt lucrurile la care trebuie să lucreze. Continuăm în continuare discuția noastră, după cum v-am spus, în această seară, povestind despre o comunicare eficientă și sănătoasă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să încercați să comunicați cu cineva și să nu reușiți, să existe un anumit blocaj. Orice ați spune să fie contra. Orice ați încerca poate să transmiteți, să simțiți că se oprește undeva acolo și celălalt oricum deja a hotărât ce vrea să spună mai departe și cum vrea să decurgă conversația. Sau vi s-a întâmplat vreodată să încercați să aveți o comunicare blândă și calmă, dar să se ajungă la nervi, la violență, la abuz verbal și multe altele. Haideți să aflăm ce se întâmplă de fapt în comunicare atunci când lucrurile nu decurg așa cum trebuie, de la Claudia, care îi spunem bună seara. Bună seara și bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit! Iată o nouă seară în care o să aflăm mai multe despre o comunicare sănătoasă, pentru că nu e așa, iată, cred că măcar o dată în viață, poate că ne-am fi dorit să arate comunicarea într-un anumit fel și a început să arate altfel. Am pornit la drum pe o cărare și am ajuns la o răscruce. Oh, da, adică la o provocare. Exact, da. Ok. Cred că toți trecem prin astfel de întâmplări cel puțin o dată pe zi, adică n-am niciun dubiu că ni se întâmplă zilnic și tuturor. Cred că sunt foarte puțini cei care cu adevărat au arta asta a comunicării și o pot aplica indiferent de oră, de moment sau de situație. Ce aș propune eu este să ne uităm în primul rând la ce înseamnă comunicare, pentru că mulți dintre noi credem că eu îți spun ceva, tu îmi spui altceva, eu îți spun ceva, tu îmi spui altceva și comunicăm. Pe când comunicarea înseamnă inclusiv ascultare și ascultarea de dincolo de cuvinte, pe care nu ne-a predat nimeni și sincer să fiu și să fim cu toții, nu am învățat asta, nu ne-a predat nimeni asta la școală. Să ne uităm ce vrea să zică, de fapt, omul, poate prin cuvinte, poate prin atitudinea pe care are, poate prin tonul pe care are sau poziția corpului. Mă gândeam acum că poate nu doar că nu ne-a predat nimeni, dar poate că nici nu prea am experimentat de mici, copii fiind, pentru că dacă am discutat cu ai noștri părinți, era un filmul lor, da, și poate că nu am știut nici noi cu adevărat ce înseamnă o comunicare sănătoasă sau ce înseamnă să fii ascultat astfel încât ca la rândul nostru să putem să ascultăm cu adevărat. Este evident că, în primul rând, ei n-au știut. Ca da. Să poată avea cu noi o astfel de comunicare. Noi acum trăim o perioadă în care avem acces la informație cum nu am mai avut vreodată, la un click distanță, nu? Și atunci ne este mult mai ușor să accesăm și să vedem ce ni se potrivește și evident să aplicăm.
Ce aș spune și aș sublinia aici este că e nevoie de antrenament. Adică chiar dacă ne-ar fi spus și nu s-ar fi practicat, ar fi fost cumva degeaba. Știi și tu că nu e suficient să citim o carte și să reușim ulterior să... Nu e suficient să citim ca să reușim ulterior să facem schimbările de care avem nevoie. O schimbare se instalează prin conștientizare, acțiune. Adică știi cum ne ducem la sală să ne antrenăm bicepsul? Cam așa facem și cu acest mușchi al conversației, al vorbirii, al dialogului. Se poate întâmpla ca uneori să avem conștientizări, de fapt se poate, că am văzut exemple, și să nu acționăm? Poți să-mi dai un exemplu? Păi, nu știu, acele aha-uri pe care le avem. Poate, iată, în această discuție pe care o avem noi, la un moment dat o să aibă un telespectator, 2-3, poate chiar eu, poate o parte dintre colegi, un aha. Și realizăm, păi, stai puțin, poate că nu comunic chiar tocmai sănătos. Ducem cu noi acel aha acasă, ne mai gândim puțin la el și a doua zi uităm de el și continuăm mai departe să o comunicăm fix așa cum suntem obișnuiți. Da. Adică nu comunicăm. Exact. Dialogul este mai mult în mintea noastră. Da. Am o clientă care a spus ceva foarte amuzant, că își dă seama că plătește un abonament la o anumită televiziune care dă așa filme pe banda rulantă, degeaba. Și am fost uimită pentru că a venit așa dintr-o dată, da, spunând asta și a zis, ce te face să spui asta? Și a zis, păi la câte filme am eu în cap? Cam așa. Și cam așa avem cu toții. Da. Filme, dialoguri, scenarii care ne conduc de fapt viața și relațiile cu ceilalți. Și aici m-aș opri un pic, pentru că ai spus în introducerea emisiunii despre acei gică contra, pe care nu ne place să-i întâlnim. Și sunt convinsă că nu ne place nici când noi devenim gică contra. Corect. Pentru că iarăși sunt convinsă că fiecare intră în acest rol și iese, da, din acest rol. Unii mai devreme, alții mai târziu, sau se cred îndreptățiți să rămână în rolul lui gică contra. Și ai mai adus tu în prezentare diferența dintre pretenție și cerință. Și fac acum așa un salt înapoi în copilăriile noastre, când dacă ne uităm la dialogul dintre părinții noștri și noi, observăm că au fost de fapt foarte multe pretenții. Și acum vine o întrebare, care e diferența dintre ele, și o să dau câteva exemple. Dacă ți-aș spune, vreau cana aia cu apă, versus mi-e sete și aș prefera să beau un pic de apă, poți să-mi dai cana de acolo, te rog? E o diferență foarte mare între asta. E o diferență foarte mare. Ideea e că ambele întrebări par fiind întrebare, că dau loc unui răspuns, însă dacă ne uităm la prima, nu. Nu-mi oferă nicio variantă decât aceea de a-ți da cana cu apă. Nu contează dacă vreau să-ți o dau, dacă nu vreau, dacă am chef, dacă nu am chef. Și nici măcar nu mă simt cumva apreciată suficient că îți dau cana cu apă. E ca și cum mi o se meriți. Cuvine. Da. Exact, ca și cum mi se cuvine. Da. Deși am spus că ambele au semnul întrebării, nu l-au. Prima este o... E mai degrabă la tonul imperativ, da, semnul exclamării. Dă-mi cana aia cu apă. Da. Pe când cealaltă lasă loc de... Stai că nu pot chiar acum, sau uite, termin de spălat vasele și ți-o dau după. Poate dacă te grăbești, poți... dacă te grăbești, poți să-ți o iei singură. Și iarăși, cum ne dăm seama, pentru că în discuție cu oamenii pe care îi întâlnesc, în discuție pe acest topic, vin și spun, da, dar știi că pretențiile pot fi și mascate, că sunt oameni învățați să manipuleze. Și e adevărat, sunt oameni care pot veni, știi, mi-e foarte sete, ai vrea să-mi dai apa ta și să-ți cumperi tu alta când cobori? Dar eu cred că se simte, mereu. Sigur că se simte, dar știm că sunt oameni care nu pot spune nu. Am mai discutat noi aici în cadrul emisiunilor de la 7 TV și atunci cedează. Da, chiar dacă rămân cu foarte multă furie, poate frustrare, furie îndreptată pe persoana proprie, poate și pe ceilalți. Însă cum ne dăm seama dacă, dincolo de această presupunere că ar manipula sau nu, spunem că n-ar fi neapărat tonul ăsta manipulativ, ne dăm seama dacă este o pretenție atunci când în cazul unui refuz, cel care a emis cerința se supără.
Adică dacă eu zic, uite, mergem și bem o cafea, că mi-e tare drag să petrec cu tine 10 minute și tu spui... N-am, nu? Cum că filmez în continuare? Și eu, băi, dar te-am întrebat de 10 ori până acum, tu niciodată nu ai timp pentru mine, te gândești doar la tine. Poți să spui direct că nu îți place compania mea și gata, măcar nu mă mai rog de tine atâta timp. Adică declanșează o serie de reacții și ne dăm seama că, de fapt, deși suna ca o cerință și foarte frumos spusă, reacția subliniază că a fost o pretenție. Și în fața unor pretenții, oamenii au două alternative. Să se supună, ca în exemplu cu apa și scumperi tu de jos, sau să se opună, adică să devină rebeli. Există o alegere sănătoasă din acestea două? Alegerea sănătoasă este exact acest tip de comunicare non-violentă, comunicare bazată pe compasiune, comunicare asertivă. Se regăsește sub mai multe denumiri în zona asta a psihologiei și a dezvoltării personale și pornește de la a ține cont de nevoile mele, și asta am mai discutat-o într-un alt cadru. A pornește de la nevoile mele și a sublinia care este nevoia mea, subliniind faptul că văd și nevoia ta, doar că în momentul ăsta nu pot ține cont de ceea ce îți dorești tu, pentru că am altceva mai important pe listă sau pentru că deja am stabilit altceva înainte să îmi propui tu ce tocmai ai propus. Mă gândeam acum la acest gică contra și cum am discutat și de copilărie, de altfel, să ne imaginăm că un copil crește cu un astfel de părinte, gică contra, și ajunge să urască acest model, pentru că nu e așa, e frustrant să vezi că mereu părintele este contra tot ceea ce spui, tot ceea ce faci. Dar când crești, deși nu vrei și urăști enorm acel model, ajungi un gică contra. Da. Ce se întâmplă atunci? Ajungi să-ți urăști propria persoană? Realizezi că ești un gică contra? Răspunsul nu poate fi generalizat. Sunt unii care își doresc să facă opus față de ceea ce au făcut părinții și se duc în zona cealaltă de people pleaseri. Da? Sunt cel mai des cei care nu au avut posibilitatea de a spune nu sau de a face ceea ce doresc sau de a se ține cont de părerea lor, și atunci sunt învățați și rămân în zona asta, ei înțelegând de timpuriu că doar așa pot fi iubiți, doar așa pot fi acceptați, doar așa conflictul nu apare și se păstrează oarecare liniște, armonie. Sau în varianta cealaltă, pentru că iarăși ne întoarcem la să te supui sau să te opui, la rebeli care în sfârșit, uite, au devenit și ei adulți și pot face ceea ce au văzut, ceea ce părinții le-a predat în mod inconștient, și devin și ei niște gică contra. Chiar voiam să subliniez că un om care a crescut într-un mediu în care a fost constant criticat, care a crescut cu ideea întipărită bine în minte și în suflet, aș spune că este insuficient de bun, insuficient de capabil, că tot timpul greșește, tot timpul analizat, criticat, poate, din păcate, într-o comunicare normală, chiar și cea sănătoasă despre care vom vorbi, să interpreteze orice cerință, indiferent cum am spune noi, ca fiind o pretenție și să intre practic în apărare. Adică să-l ia pe nou în brațe sau să facă opusul a ceea ce ceri. Să existe acel mod defensiv de a comunica, chiar dacă cel din față poate că nu avea acea intenție. Exact. Ți se pare ca orice, poate o remarcă, pur și simplu, ți se pare ca o critică sau într-o discuție, e și normal să mai existe și discuții contradictorii. Sigur. Să ți se pară mereu că ești atacat, că exact. Să iei foarte personal. Exact. Despre personalizare este vorba, una dintre distorsiunile cognitive pe care le purtăm cu noi inconștient de-a lungul întregii vieți, cum este și supra-generalizarea. Și e foarte important să observăm realitatea așa cum este ea, să ne antrenăm practic mintea, să observe lucrurile așa cum sunt, fără a adăuga noi alte valențe acelei realități. În general, acești gică contra, că vorbim de ei, acceptă și ei la rândul lor să fie cineva contra a ceea ce spuneai, să fie criticați? Bineînțeles că foarte greu. Sunt iarăși mai multe categorii. Sunt cei care rămân combatanți toată viața lor și își aleg cumva oamenii în jurul lor care să fie submisivi și să le dea lor sentimentul că doar ei au dreptate, doar ei știu, doar ei pot, da, de atotputernicii așa. Sunt și ceilalți care își dau seama că, uitându-se la relațiile din jur sau
poate chiar acceptând unul, două feedback-uri, chiar dacă nu direct, pe față, da, ok, am primit asta, am înțeles, conștientizez și o să mă gândesc la, și care pun mâna pe o carte care ar putea dezbate subiectul ăsta sau la un psiholog sau, nu știu, un coach sau unde se simt ei mai pregătiți să apeleze. Și sunt și alții care caută așa ceva, pentru că ăsta este mediul lor, acolo se simt ei bine, în a fi tot timpul în luptă de idei sau de principii sau de ce vrea el sau celălalt. Da? Zona asta de conflict este atât de cunoscută încât este ceea ce caută și ceea ce cumva construiește în mod inconștient în jurul lui. Dar ce impact are emoțional și psihic asupra persoanei care trăiește într-un asemenea mediu în care comunicarea mereu este un război, în care mereu trebuie să fie ceva contra, mereu trebuie să existe o critică, să existe atac, adică să fii pus mereu în gardă, să ripostezi, pregătit să ripostezi și să ataci. Păi, uite, în timp ce te ascultam, corpul meu simțea încordare, venea să strâng mâinile, dar le țin aici. Îți dai seama că în momentul în care ajung într-un stadiu de genul ăsta, este cumva singurul lucru pe care mintea lor consideră că îl pot face și îl pot păstra apărându-se de ceea ce au îndurat atâta timp. Și ajung să creadă că singura cale de a rezolva acest conflict, în primul rând cu ei, este de a se duce în zona aceea și de a face exact ceea ce li s-a făcut. E un fel de revanșă luată în mod inconștient. Și da, vorbim de oameni răniți. Uh-huh. Este foarte important, stăteam și mă gândeam ce întrebări vor veni și mă aștept la o întrebare de genul ok, și ce facem cu un astfel de partener, de exemplu, dacă este gică contra la tot ce spun, ce fac? Și sunt mai multe variante de răspuns și aici, dar prima pe care aș aminti eu și mă întorc și la ce ai citit din calendarul tău, care mi se pare că de fiecare dată se potrivește cu, da, cu tema emisiunii, e fabulos. Da, este. Dacă reușim să vorbim din inimă, dacă reușim să vorbim cu compasiune, dacă reușim să privim și să înțelegem omul cu compasiune, să ne întrebăm ce-o fi în spatele acestui comportament, s-ar putea ca și nouă să ne scadă gradul de reactivitate la ceea ce aduce partenerul de dialog. Da? Deci în spatele acestor oameni, de obicei, în spatele comportamentului acestor oameni, se află foarte multă durere, foarte multă însigurare, sentimentul că oricum n-are sens să încerc să fac ceva bine pentru că eu știu despre mine de când sunt mică, sunt un gică contra sau că sunt clonțos, tare în gură, auzim asta și acum, nu doar când am fost noi mici. Sau... Da, să știi că mă gândeam acum că ai atât de multă dreptate și o să dau chiar un exemplu personal. Tatăl meu a fost un fel de gică contra, să zic, adică mereu se putea mai bine, mereu nu era suficient de bun pentru noi, copiii lui, cei din jur, mereu exista o cale de a face mai bine, dar mai bine nu se putea, e super tare, de hai să vedem, adică simțeai că niciodată nu ești suficient pentru aplauzele lui, să zicem. Noi suntem 10 copii, eu sunt cea mai mică. Wow. Da. Și am crescut cumva cu frustrarea asta și mereu voiam să dovedesc că pot să fiu mai bună, poate și de aceea mereu premiantă și se explică multe, sigur, așa. Sigur. Doar că la un moment dat, pe la vârsta adolescenței, 17-18 ani, când mi-am dat seama că se degradează foarte mult relația și că urmează să plec de acasă și că dacă voi pleca va rămâne acolo un gol și așa va fi, am început să mă gândesc, fără să știu psihologia și iată, fără să știu teoria aceasta, și am început să mă gândesc foarte serios, dar totuși de ce el e așa? Că eu totuși în acțiunile lui văd că ne iubește. Mm-hmm. Vedeam, muncea de dimineața până seara pentru noi, voia să ne ofere ce e mai bun, observam că dacă are o ciocolată prefera să ne o dea nouă decât să o mănânce, adică vedeam gesturile de iubire, dar nu înțelegeam de ce critica asta și cumva mereu poți mai mult, presiunea. Și analizând, m-am dus și am pus niște întrebări. Uite, tata, eu nu știu nimic de copilăria ta, de părinții tăi tare mult. Hai să povestim puțin. Vreau să zic că din acel moment s-a schimbat totul în relația noastră. Atât de bine am ajuns să-l înțeleg și atât de, după ce mi-a povestit, cum n-a auzit nici el niciodată te iubesc, nici din partea mamei, nici din partea tatălui, cum a avut un tată foarte dur, care îi bătea până la sânge, care odată l-a închis în șură doar pentru că a întârziat acasă și l-a lăsat să doarmă acolo. Când am aflat toate astea,
Mi-am dat seama că el, de fapt, e un tată mult mai bun decât i-au creat condițiile să fie și că atât a putut. Uitându-mă acum în timp și nu mai e tata, dar discutând la telefon cu surorile mele mai mult, mi-am dat seama că faptul că eu am stat lângă el și am discutat lucrurile acestea și i-am înțeles punctul de vedere, s-a creat ceea ce au observat și ele, între noi o altă relație și o altă înțelegere și nu a rămas cu nicio traumă sau un resentiment că uite că n-am fost suficient. Eu am știut că am fost suficient, dar atât a putut și chiar am ajuns să îmbrățișez acest lucru și să simt și o iubire și să-i ofer poate ce nu i-a fost oferit atâta timp. Acum când nu mai este, mă uit, vorbind de comunicare, vezi, mă uit cât de mult a putut să facă această comunicare și înțelegerea trecutului unui om ca să ne dăm seama că ai pus întrebarea, ce facem cu acest gică contra? În momentul în care ajungi să înțelegi un gică contra cu adevărat, nu zic că e ușor, că sunt multe dureri în spate și poate multe traume, dar de ce n-am fost suficient de bună? Dar de ce a trebuit atâția ani să dovedesc ceva? Dar trecând peste toate astea, să ținem cont că, iată, poate că la un moment dat acel gică contra nu va mai fi. Adică trebuie să înțelegi de ce și tot tu rămâi cu acele povești nespuse și cu acele traume și cu acele lucruri nerăspunse. Uitându-mă, sunt mai împăcată decât surorile mele, aș putea să spun, în relația cu tatăl meu și discutam la telefon și știu și ele astea, pentru că am avut acele conversații și am avut acel nivel de comunicare, conștientizând, bă, dacă nu facem ceva acum, se rupe tot. Minunat. Am vrut să dau exemplu ăsta, chiar dacă e foarte personal și nu mi-a fost tocmai ușor, că na, mi-am așa. Eu apreciez vulnerabilitatea ta și împărtășirea ta, mai ales știind că tatăl tău nu mai e, dar iată, faptul că ți-ai dat voie să fii vulnerabilă, pentru că și de partea cealaltă însemna vulnerabilitate. Da. Da? Puteai să te duci cu o frică de respingere, un... vezi lungul nasului sau cine e adultul aici sau sunt destul de mulți copii care încearcă să facă pași către părinți și pot până la un anumit se lovesc de un zid. Punct. Da. Important este faptul că tu ți-ai pus întrebarea și te-ai dus cu curiozitatea aia a copilului. Da. Dacă am reușit toți să ne păstrăm acea curiozitate de a descoperi pe care o au copiii, inclusiv în relații, inclusiv în zonele astea în care, desigur, suntem cei mai încărcați, pentru că și noi avem butoanele noastre și poate la un moment dat spui, ok, m-am săturat să tot înțeleg pe X, pe Y. Sunt și eu om, aud asta foarte des în cabinet m-am și e pe bună dreptate. Da. M-am săturat să las de la mine, este pe bună dreptate. Pe mine dreptate. Cine mă înțelege? Sigur. Dar te-ai dus către el, în primul rând. L-ai văzut și te-ai conectat cu el. Oamenii ăștia, cel mai adesea, sunt deconectați de sinele lor. Și fiind deconectați de ei înșiși, nu au cum să se conecteze cu alții. Este o logică foarte, foarte simplă. Și atunci, în momentul în care primesc atenție, dar nu pe negativ, așa cum au fost ei obișnuiți, copii rebeli fiind, să primească, ci, iată, umană, caldă, deschisă, vulnerabilă, încep și ei, în măsura în care pot, în ideea de ritmul propriu, să vină către cei care sunt în sfârșit acolo și întreabă, dar pe tine ce te-a făcut să fii așa? Ce te doare? Și nu dintr-un spirit de judecată. De ce ai devenit mă așa? Ce ți s-a întâmplat ție? Hai să văd. Ce chiar că îți dorești, că eu cred că asta contează, nu? Foarte mult să-ți dorești cu adevărat, din dragoste și din iubire, să afli ce s-a întâmplat, să ajungi în punctul acesta. Pui accent exact pe componentele cele mai importante în ideea de dacă am reușit, mă repet, știu, dar dacă am reușit să privim prin ochii compasiunii, dacă am reușit să-i privim pe ceilalți așa cum ne-ar plăcea, nouă înșine să fim priviți și înțeleși de către ceilalți, dacă nu am aștepta pretenția, da? Dacă nu am aștepta ca celălalt să mă înțeleagă pe mine primul, ca eu să pot să ofer, să dăruiesc, probabil că multe dintre relațiile de pe această planetă ar fi cu cel puțin 50% mai funcționale și mai armonioase și mai pline de iubire și compasiune. Dar ne ducem iarăși către o componentă foarte importantă în comunicarea asta asertivă sau non-violentă și este vorba despre diferența dintre observație și critică sau evaluare. Una este să observ ceva
și alta este să adaug o evaluare asupra ceea ce observ. Și iarăși foarte mulți în momentul în care aud această evaluare, o să revin cu câteva exemple, devin defensivi, pentru că în fața criticii niciun om echilibrat din punct de vedere psihoemoțional nu are cum să fie ok. Și deși am spus unul echilibrat, am spus cunoscând exact la ce vreau să mă refer, adică inclusiv pe cei care sunt în echilibru, îi atinge. Da. Da, adică apare disconfortul, observ, îl conștientizez, îl dau la o parte, nu-l las să mă mai atingă. Este deocamdată, din punctul meu de vedere, destul de utopic să ajungem la acel nivel în care să putem fi în orice relație pe care o avem fără niciun fel de judecăți. E ideal, dar este, da, avem mult drum până acolo. Ideea e să nu ne lăsăm copleșiți de cât de lung e drumul, ci să ne bucurăm de traseu, da, de parcurs, să facem din când în când un popas, ne uităm de unde am plecat și unde am ajuns. Și practic sunt niște chei pe care, jur, eu le-aș face așa, știi cum am crescut noi cu cheia de gât? Da. Le-aș face niște medalioane și aș pune pe ele. Compasiune, non-judecată, curiozitate, iubire. Pentru că dacă le folosim, celălalt nu are cum să mai fie nici gică contra, nici obedient, pentru că nu-l ducem în starea aceea, da, de sclav, patron sau autoritate și subaltern. Ce se întâmplă atunci totuși când obosește cel care are poate un partener, iată, gică contra și zice, bă, câtă compasiune, câtă înțelegere, până când? Mă așteptam la întrebarea asta și trag aer în piept, pentru că e dificil. E dificil pentru cel care fac ce eforturi și aud foarte des asta. Dom'le, dar m-am săturat să vin doar eu, de exemplu, la psiholog, sau doar eu citesc, sau doar eu mă duc la nu știu ce conferință, sau doar eu vreau să fac bine pentru relație. Și mi-au un pic, ca acum, aer în plămâni și le ofer o ecuație foarte simplă, cea mai simplă ecuație din matematică. Dacă A plus B egal cu C, avem două variabile și un răspuns. Iau una dintre variabile și o înlocuiesc, A plus D, răspunsul nu mai are cum să fie C, cred că e toată lumea de acord. Ceea ce înseamnă că dacă eu practic acest gen de comunicare, rezultatul în cuplu, în relație, pentru că nu vorbim doar de cuplu, e valabil absolut oriunde, de la școală, la serviciu, la relațiile personale, orice înseamnă, orice tip de relație, orice înseamnă dialog, rezultatul este diferit. Și e nevoie să avem răbdare, pentru că așa cum la sală nu e suficient să te duci odată ca să faci pătrățelele alea pe abdomen sau mai știu ce obiectiv are fiecare, așa și aici. Și iarăși, deci nu e depus presiune nici pe celălalt, dar nici pe propria persoană, pentru că e posibil la un moment dat să clachezi, e posibil la un moment dat să zici e prea mult, mai vino și tu către mine, însă este foarte important, eu acum am emis o pretenție, o să folosesc asta și o să mă duc în zona de cum ar fi de preferat să exprimăm. Da. De fiecare dată când tu nu mă asculți, eu devin irascibilă și efectiv mi se închid urechile. Nu mai pot să aud nimic din ceea ce spui. Aș avea nevoie ca tu să arăți un pic de interes în zona asta. Drept urmare, o să te rog să vii cu mine la workshop-ul nu știu care. Deci vorbesc despre ce am observat eu, despre nevoia pe care eu am identificat-o, despre emoția mai întâi, despre emoția pe care eu o simt, nevoia pe care am identificat-o și o cerință foarte clară și exactă. Pentru că dacă eu mă duc doar cu reproș și în supra-generalizare, da, tu niciodată nu mă asculți. Cu toți oamenii cu care lucrez pe zona asta am luat exemple, pas cu pas, așa. Evident că nu este vorba despre niciodată, cum nu este vorba nici despre întotdeauna, cum nu e vorba nici despre de fiecare dată. E uneori, poate chiar deseori, sau în situațiile astea, când mergem la maică, tatu, dregi, faci, nu știu ce, dar ne ducem atunci când suntem furioși și răniți în zona de supra-generalizare, care îl pune pe celălalt în gardă din nou și care zice, pe bune, chiar niciodată,
Și se duce în ce parte? Păi dacă nu se observă cele pe care le fac, mai bine nu mai fac. Mai bine nu mai fac. Da, da. Cât de familiar ne sună acest dialog, nu-i așa? Iată, mă uitam și la ceas și cum avem multe discuții și multe întrebări, aș vrea să mergem puțin și mai departe, de la a fi contra la țipete. De ce țipăm când vorbim sau când comunicăm? Se întâmplă poate câteodată să dorim să comunicăm cum facem acum, dar să nu se încheie așa comunicarea. Vine în minte ceva ce am citit, din păcate nu știu să zic sursa în momentul ăsta, dar mi-a plăcut foarte tare, s-a lipit de sufletul meu. Spune că țipăm pentru că suntem prea departe unul de celălalt, adică lipsește acea conexiune despre care spuneam mai devreme. Și atunci când suntem deconectați, suntem departe unul de celălalt, emoțional vorbind. Și avem impresia, evident, în mod inconștient, că dacă țipăm, vom fi auziți sau vom fi respectați. Și ceea ce se întâmplă, de fapt, este o închidere, o apărare din partea cealaltă sau o replică. Și în momentul în care țipăm, de fapt, comunicarea nu mai este acolo. Este doar o răbuvnire, o defulare, o furie care a scăpat de sub control și odată pornit tăvălugul, s-a dus. O altă variantă, bineînțeles că poate fi cea a exemplului pe care l-am avut acasă. Dacă așa se reglau conturile acasă, așa fac și eu. Pe de altă parte, mai poate să fie și un mecanism de coping nesănătos, dar nu toate sunt sănătoase. Acesta de a elibera furia sau de a ne crede mai puternici sau a ne lua puterea din zona asta vocii ridicate. Dar, de fapt, este un semnal că tocmai ți-ai pierdut puterea. Puterea de a-ți simți emoțiile la timp și a nu le lăsa să escaladeze până într-acolo încât să fie atât de greu de controlat. Iată așadar, în momentul în care ajungem să țipăm într-o comunicare, citisem și eu ceea ce mi-ai povestit și mi s-a părut și era și acea imagine cu o prăpastie între cei doi și cum țipi ca să te audă de dincolo. Mai, știi, e ideea asta că nu ești ascultat. Că spui poate o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, de 10 ori același lucru și parcă nu ajunge dincolo. Și la un moment dat te trezești țipând. Băi, dar tu chiar n-auzi? Adică nu mă auzi, trebuie să strig atunci ca să mă auzi. Ce să vezi, nici atunci nu cred că se aude acel mesaj. Cu atât mai mult nu se aude, Alina, pentru că degeaba spun de 10 ori dacă de fiecare dată o spun agresiv. Da. Ce naște agresivitatea în comunicare? Agresivitate. Sau fugă, evitare, rupere, distanțare. Nu are cum să aducă ceva bun și funcțional. De și atunci e nevoie de opus. Adică dacă, și iarăși, dacă de 10 ori am făcut un lucru și obțin același rezultat, e evident faptul că e nevoie să încerc ceva diferit, să văd dacă făcând ceva diferit, obțin un rezultat diferit. Dacă și așa, mergând pe rețeta asta, rețetă în ghilimele, rezultatul este același, da, avem de-a face cu un personaj care este acel Gică contradevenit din mult prea multe critici de mic copil și atunci, da, ne ducem și spunem, uite, eu am încercat cu tine toate variantele, observ că la tine nu reușesc să ajung în felul ăsta, poate este momentul să iei în calcul sau pe mine m-ar ajuta sau consider că relația noastră are nevoie de un consilier, un psiholog, o persoană care să poată fi obiectivă și să ne îndrume pe amândoi spre o comunicare mai sănătoasă. Pentru că este posibil ca de la partenera sau partenerul care se duce de 10 ori și cicălește acolo să nu mai poată primi. Adică acolo e atât de în gardă, parează orice vine, da? Și bune și rele. Este ca în disociere. În momentul în care pun un zid să nu o mai lovească, nu știu, ce nu-mi place, zidul ăla este ca și cum închid o ușă, de fapt. Ușa am închis-o și pentru supărări, dar și pentru bucurii, că toate vin pe acolo. E închisă. E închisă.
Și atunci e nevoie să rog pe altcineva să mă ajute sau să ajute cuplu. Și nu vorbesc aici doar de iubit-iubită. Poate să fie și o dinamică de genul copil-părinte sau să medieze cumva și să îndrume partenerii egali în fața acelei persoane către o zonă mult mai asertivă. O relație care a ajuns în acest punct mai poate fi salvată când s-a închis ușa, când nu mai există loc de comunicare, nici comunicare sănătoasă, nici comunicare toxică? Cu o singură condiție. Ca ambele persoane să conștientizeze lucrul ăsta și să-și dorească să o îmbunătățească. Fără condiția asta, nu, din păcate. Oricâte eforturi ar face... Ambele persoane trebuie ambele să Ambele persoane, da. Păi, iarăși, domnule, o să-l conving eu să vină la psiholog. Poate că o să-l convin să fie aici fizic, dar să participe cu adevărat și să schimbe ceva, mă tem că nu se poate. Uh-huh. Da, e nevoie de doi, pentru că pentru a construi o relație este nevoie de doi. Pentru a avea o comunicare este nevoie de doi. O comunicare, iată, mai ales pentru a avea o comunicare sănătoasă. Da, 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 da. Iată, așadar, trebuie să existe dorința de ambele părți, pentru că în zadar poate cineva deschide ușa dacă de partea cealaltă nu există acea dorință sau se va continua la fel comunicarea toxică, gică contra, critici, pretenții, analize, evaluări, ce comparații. O, da, da. Toate acestea, iată, conduc către un zid care, după cum ai spus și tu, oprește și bunul și răul. Da. Sau cum arată o ascultare reală? Ai zis că e foarte importantă ascultarea la începutul acestei ediții. Da. Ce înseamnă să ascultăm real? Să fiu atentă nu doar la cuvintele pe care le spui, ci la ceea ce vrei să transmiți. Și dincolo de această primă fază să verific cu tine dacă ceea ce a ajuns la mine este ceea ce tu ai vrut să spui. Uh-huh. Uite, o să facem un exercițiu. Alina, am observat curiozitatea ta de a afla ce este o ascultare sănătoasă. Da. Am înțeles bine? Da, ai înțeles și chiar îmi doresc foarte mult să aflu cum putem să facem asta. Super! Suntem amândouă pe aici în de același dialog cu același scop. Deci e nevoie ca eu, dacă am vreun dubiu, să mă asigur în primul rând că am înțeles ceea ce celălalt vrea să spună, fără să presupună. Asta este iarăși un ciuline așa care... presupunerile. Știu eu, simt eu că tu vrei să spui ceva. N-ai cum să simți asta. Da, dar eu am o intuiție foarte bună. E posibil să o ai, însă cel mai sănătos este să verifici cu mine. Da, dar tu o să te ascunzi, nu o să mai recunoști. Dar știu eu că am văzut că ai făcut nu știu cum. Este o proiecție, cine știe. Sau știu eu ce gândești. Asta e iarăși o distorsiune cognitivă, citirea gândurilor sau citirea viitorului. Știu eu cum o să faci. Da. 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 Aici cred că ar trebui încă o oră să discutăm. Da. Presupunerile în comunicare, presupunerile într-o relație. Știu ce vrei să spui, știu ce gândești, știu eu de fapt ce ai fi vrut să fac sau să faci, știu eu cum ai fi vrut să te comporți. Oricum n-are rost să mai, că data trecută ai făcut nu știu cum, sau tu așa faci mereu, dar bă, chiar nu a existat niciun fel de excepții pe care să le aduci. Bineînțeles că în momentul în care le pun întrebarea asta, găsesc o sumedenie de excepții. Doar că atunci, știu, e ca la un binoclu din ăla pe care îl reglez, să vezi doar într-o... E cumva ce vrea să vadă interlocutorul? Presupunerile respective spun mai multe despre interlocutor decât despre celălalt? Vrei să facem un exercițiu? Da, hai, că sunt foarte curioasă. Uite, ia și o pagină din asta. Așa. Și o să te rog să faci un con. Bun. Un con, uite așa. Ok. Hai să ne uităm prin ea. Așa, hai. Așa. Ok. Poți să-mi spui ce vezi? Dar doar ce vezi, nu ce știi că e aici. În primul rând văd marginile conului. Așa. Când te privesc prin el. Văd conul tău. Uh-huh. Văd un pic din ochiul tău că mă privești prin con. Și nici un sfert din fața ta, nici măcar jumătate. Uh-huh. Dar totul se vede prin marginile acestui con. Ok. Cât din studioul în care ne aflăm poți vedea?
Un rotund micuț, cred că 4%. Ok. Ghici ce? Și eu te văd pe tine, îți văd mâna, de acolo văd, da? De la mâna dreaptă, trunchiul, un pic peste, televizorul din spate și cam atât. Ăsta este punctul meu de vedere. Iată-l. Și acela este punctul tău de vedere. Da, dar eu știu ce ai fi vrut să ce vezi cu adevărat și nu vrei să-mi spui. Ia să vedem. Da, eu știu că vezi mult mai mult decât atât, că vezi ce se întâmplă în studio și știu și ce ai gândit când te-ai uitat la mine. Da, din păcate, foarte mulți avem asta în limbaj. Din punctul meu de vedere, stai să vezi, din punctul meu de vedere, lucrurile stau așa. Da. Și chiar dacă nu aducem aceste cuvinte cu din punctul meu de vedere, acționăm pe baza acestui punct de vedere. Ei bine, ca să mă deschid către un dialog sănătos și vulnerabil, e nevoie să mă deschid. Da? Da. Ei, în momentul în care eu sunt deschisă, tu ești deschisă, iată. Deci nu mai văd, ia ce bine văd. Mi s-a lărgit foarte mult raza vizuală, respectiv acest punct de vedere. De ce ajungem să avem acest con? De ce privim printr-un con? De ce presupunem atât de mult? De ce un om ajunge să presupună atât de mult despre altcineva? Sunt mai multe întrebări. Da. Și mai avem 6 minute. Și mai avem 6 minute. Primul răspuns care mi-a venit în minte este de frică. Adică mă atașez foarte mult de ceea ce știu și chiar mi-ar plăcea ca oamenii să rămână cu asta. Imaginați-vă și imaginează-ți un cerc, ca o pizza, da? Imaginați-vă o pizza. Da. Una dintre feliile acestei pizze, o felie, reprezintă ceea ce știi că știi. Aduce o stare de confort, știu că știu. Două felii sau jumătate de felie reprezintă ce știi că nu știi. Deci tu știi ce nu știi. Adică eu știu că nu știu pilota un avion, eu știu că nu știu... Okay. Da? Da. Restul de 6 felii din această pizza este reprezentant de ceea ce nu știu că nu știu. Și asta produce în foarte mulți dintre noi panică. Și atunci mă atașez foarte mult de ceea ce știu că știu. Și da, pot să accept, chiar, domne, eu n-am pretenția că știu tot, uite, știu că nu știu chestia asta, dar nu mă las curioasă să descopăr ceea ce nu știu că nu știu. La fel și în dialogul cu oamenii. Știu despre tine niște lucruri, știu că nu știu despre tine niște lucruri, dar nu îmi las curiozitatea să te descopăr. Prin ce? Prin întrebări deschise. Cum a fost pentru tine să... Nu, lasă că știu eu, ai niște traume, de aia faci așa. E din cauza, da, o da, să spun da, așa, maică-ti, da, știi? Da. De la ea ți se trage. Sau repede ne ducem cu diagnostice și cu evaluări și celălalt n-are cum să se simtă confortabil. Presupunerile pot să distrugă orice tip de relație. Pentru că celălalt se simte efectiv anulat. Păi chiar de așa este. De ce presupui tu despre mine? Află de la mine. Dar chiar așa este. Gândește-te și invit acum pe toată lumea să se gândească că are în față 10 persoane care fiecare are câte o părere și are pretenția că acea părere este validă. El cine mai e printre cele 10 păreri, cele 10 presupuneri? O altă părere. O altă părere care nu este verificată de ceilalți 10 mai multe ori. Da. Deci, imperativele categorice. Trebuie... presupunerile, supragenerealizările, ghicirea gândurilor, personalizarea, apropo de gică contra, de care iau totul foarte personal, și altele, pe care poate le discutăm într-un episod viitor, pot afecta calitatea întregii vieți, nu doar a relației de cuplu, a oricărei relații din care facem parte. Ce am observat că atunci când o persoană comunică defectuos, într-adevăr, sunt afectate și cele din jur, dar cea mai afectată e persoana în cauză. Pentru că se simte, în primul rând, neînțeleasă acea persoană, nefericită. Da. Ce are toată lumea cu mine de nu mă înțelege? Da. Și există foarte, foarte multă durere acumulată acolo. La fel ca în persoana care spune asta,
se află și în persoana cealaltă de care ea se vaită. Și îmi pare rău că n-am adus, am în cabinet o prismă făcută la comandă, cu prisma cu trei laturi, da? Pe una dintre laturi scrie bietul de mine, pe cealaltă scrie persoana aceea rea. Și pe cea de-a treia latură scrie în sfârșit ce pot face în situația asta. Și foarte mulți dintre noi suntem blocați între primele două. Victima și călăul. Dar nu ne gândim și ce fac concret, funcțional, să îmi fie bine mie și celuilalți și relației pe care o am. Dacă ne-am întrebat acest lucru, am reușit să prevenim, că tot povesteam și înainte de prevenție, înainte de a intra în direct, să prevenim foarte multe tragedii, despărțiri, dureri. Nu știu dacă am reușit să le prevenim neapărat, dar am fi mai pregătiți. Nu ne-ar mai lua prin surprindere. Nu putem preveni orice, pentru că atâta timp cât mai există încă o persoană în afara noastră, în orice acțiune sau în orice situație, mai există încă un cumul de mecanisme și de dorințe și de acțiuni pe care nu le putem prevedea. Te întreb așa în 30 de secunde, cât de greu se poate dezvăța un tipar de comunicare, poate învățat în 30-40 de ani? Nu există o perioadă determinată pe care dar să spun. Dar se poate. Dar se spune că nu psihoterapia durează mult, respectiv procesul, ci rezistențele clientului. Și tot la noi ne întoarcem. Sigur că da. Adică depinde de angajamentul pe care și-l ia fiecare și de cât de mult lucrează în afara orelor, fie ele de psihoterapie sau workshop-uri sau mai știu eu ce. Claudia, îți mulțumesc tare mult pentru prezența. Și eu. A fost o adevărată plăcere. Mulțumesc. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Alături de tine se încheie aici. Vă dau întâlnire în fiecare seară de luni până joi, începând cu ora 18 la Alături de tine. Însă să nu uitați sâmbătă, ora 18, să ne urmăriți la Jurnal de Adolescent. Vom avea premiera și abia așteptăm cu mare drag să ne reîntâlnim aici la 7 TV. Sunt Alina Ilioi și vă doresc o seară cât mai frumoasă. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.